La carte. Pentru știință zic să ducem toți mâna la inimă și împreună cu profesorii Trăzniți să spunem... 1, 2, 3 și... știință! În fiecare zi de vineri, iată, echipa reunită, Andreea și Spooky, profesorii Trăzniți, ajung la Neața pentru câteva experimente. Cele mai multe educative, mi-am avut unele de... am făcut doar mizerie prin casă, n-am aflat nimic în el, dar astăzi nu este cazul. Astăzi despre bucătăreală. Exact, facem chimie în bucătărie, chimie, știi? Chimie în bucătărie și chimia din natură. Bun. Poate vă întrebați de ce avem nevoie pentru acest experiment. De ce avem nevoie pentru acest experiment? Prima dată, domnule Savantos, o varză roșie. Bun. Așa, avem nevoie de un slicer, de ăsta tocător, un cuțit. Așa, da. Le aveți pe masă, bineînțeles. Și aici avem rice noodles, sau tăiței din orez. De ce tăiței din orez? A plecat DJ Myers, ai rămas tu. Păi, dar sigur că, da, știi cum rice noodles, suntem murdari pe la colțurile gurii cu din asta, cu engleză, exact. Da, așa. El s-a întors din Malta acum și altfel. Of course, miss. Over here we have bicarbonate of sodium. It's actually baking soda, dar să spunem așa, ne prostim și noi. Bicarbonat de sodiu. Și bicarbonat de? Amoniu. Amoniu. O să vedeți voi ce asta face. Asta de sodiu știm de unde luăm, dar pe ăsta de amoniu? Tot de la magazin, același de magazin, orice supermarket. Dar care e diferența între cele două? Chiar sunt curioasă. Unul este mai puternic. Ah, ok, dar aceleași proprietăți. Și unul pute de mori! Și avem aici, bineînțeles, lămâie. Acid citric. Acid citric. Și nu în ultimul rând, o sursă de căldură. Hai să vedem ce se întâmplă. Nu vreau să vă dau... Prea multe indicii. Exact. Bun, am adus aici niște apă fierbinte, pentru că suntem în direct și trebuie așa. Domnule Savant, dă drumul la foc, te rog. Repede. Savant Ramona, cât domnul Savant acolo de drumul la foc, vreau să te rog să tai această bucată de varză, să tai frunze cu frunză. Frunză cu frunză. Așa, repede. Dar mai bine o tăiem în două. Da, o tăiem în două, în trei, în patru, cât de mai ușor. După aia se desface mai ușor. Așa este. Hai să vedem. Hai de repede. Și pune-le aici. Uite, le pune aici. Pleci. Că se și rup. Contează că se rup? Nu contează. Mă chinuia să le scot întregi. De ce n-au făcut noi asta de la început, prietenii mei, da, dragi? Păi ca... Stop! Pentru ce oare punem asta? Pentru culoare? Exact. Dar nu doar pentru culoare. Varza roșie, știm deja că am mai făcut aici un experiment, este un indicator extraordinar care detectează tipul de substanțe, acizi sau baze. Varza roșie? Exact, varza roșie este un indicator extraordinar de fain pe care l-ai la îndemână oricând, oriunde ajunge și trebuie să facem un fel de ceai. Cât facem noi acest ceai? Ceai de varză, super! Exact, așa. Da, punem acolo, exact, punem la foc, doamna Samantha, așa că Ramona, te rog. Cât facem noi această chestie, vreau să și înțelegem ceva. Avem aici rice noodles din ăștia, adică tăiței din orez. Bun. Acești tăiței din orez, de ce diferă față de cei de făină? Știi de ce? Mi-a spus lăduț! Exact, să m-am lăduț de-a spus. Ce v-a spus? Conținutul de amidon. Serios? Da, serios. Cu cât e mai mult amidon, cu atât rămân mai întregi. Am înțeles. Bun. Ce vrei să faci cu ei? Ce vrei să demonstrezi? Acum, o să vezi. Nu să stăm puțin să facem ciorba, că nebunim aici. Nu. Uite, eu pot să vă zic. Colorăm tăiței. Fii antena. Acolo vreau să pui jumătate din cantitatea de bicarbonat de sodiu, te rog frumos. Jumătate? Exact. Trebuie să amestecăm? Și dacă observați, se întâmplă ceva. Ce se întâmplă cu zeama noastră? Ce culoare de vine? Se face verde, albastră. It's like fizzing. Ia, fizzy, wheezy. Bun. Acum că am fiert... Mai adaugă un pic. Exact, un pic. Băi, schimbă culoarea. Exact, normal. Pentru că bicarbonatul de sodiu este o bază. S-a făcut albastru verde. Exact, și atunci când întâlnește turnesolul, adică substanța din varza roșie, indicatorul, se transformă în albastru. Culorile bazelor sunt albastre, verzi, galbene. Deci turnesol este în interior. Perfect, ai grijă cu cuțitul, da, să ai grijă. Doamna Savant, vezi că e un clește pe aici, pe undeva, uite-te, așa, vreau să scoți toate frunzele de varză. A trebuit să mai fiarbă un pic. Da, are nimic, lasă că ajunge. A pierd destul, asta, haide, doamne, scoate tot. Deci, culoarea și bazele sunt substanțe care se colorează în albastru, verde, galben. E important să reținem asta, pentru că am adus niște frunze de afară, efectiv, și putem să observăm cum frunzele își schimbă culoarea atunci când... Este vara, avem frunze verzi, când este toamnă, de multe ori devin roșii. Da. Și asta... Da, devin roșii. Exact, pentru că ele au în interiorul lor o substanță care își schimbă culoarea în funcție de mediu acid sau bazic. Când sunt verzi, se află în mediu
bazic, adică vara. Când devin roșii, cumva substanța acidă devine predominantă și se transformă în culoare roșie. Perfect. Iar acum punem nudelsii. Dar nimic că mai rămâne. Așa, așa, îi adăugăm, îi adăugăm, îi adăugăm și așteptăm aproximativ 25, doamna Elena, nu ne omorțește. 25 de minute, nu-i așa? Da. Ia, filmează puțin în altă parte, domnule, dă-te mai așa puțin. Nu, domnule, nu, lasă să filmezi acolo, că își schimbă deja culoarea. Nu, puțin, lasă-mă, faci, vreau să fac aici o vrăjeană, lasă-mă așa. Ia chestia asta de aici. Dacă îmi faci vrăjeană, nu trebuie să și zici. Așa, păi, lasă-mă, faci, să nu se vadă aici, că am venit. Domnule, să mă, nu te fierbe, măi, domnule, măi. Ușor cu bucătăria. Așa, păi, dar ce facem aici? Așa, și s-au fiert 25 minute. Exact. Și s-au făcut albaștri. S-au fiert. Pune aici, te rog, doamne, la scurs. Foarte bine, foarte bine. Și tehnologiei. Și nu mai folosim colorant alimentar dacă vrem să fim speciali în bucătărie. Exact. Păi, poți să-i lași așa cu bicarbonat. Naturală, cum nu e oricine. Așa, păi mai pune pe toți, doamnă, să mă punem la și scoate așa, așa, așa. Lasă-mă, mai bine că s-au rupt aici. Și acum ce facem? Ia să vezi. Acum nu facem direct. Nu le arătăm ce urmează. Nu le arătăm? Nu, testăm substanțele ca să înțeleagă care e legătura. Deci ele au devenit albastre pentru că am pus bicarbonat de sodiu în sucul de varză roșie, corect? Da. Până aici am reținut toți, da? Bun. Bun, hai să vedem ce se întâmplă când punem indicatorul nostru în recipientele cu substanțe. Ia să vedem, Spooky. Păi uite, avem aici această varză. Doamnă Samantha Ramona, te rog frumos. Ce să facă? Vreau să pui puțin în fiecare dintre aceste patru. Ok. Oh! O să pune mai mult. Se ajungă, asta e. Îi ajunge, că mai avem o grămadă. Ce-am observat? S-au schimbat culorile. Asta pentru că cele două, ce substanțe sunt? Dacă au culoare albastru, verde, galben, nu sunt baze. Baze. Și dacă sunt roșii, roz, mov, sunt acizi. Asta e acidul tău preferat, doamnă Savatia, miroase așa de la distanță. Adică oțet. Și poate mă întrebați acum de ce avem aceste bucăți de lămâie. Doamnă Savam, vreau pe jumătate, te rog să-mi pui niște suc de lămâie. Pe jumătate și după aceea trebuie să așteptăm puțin, la fel ca vreo 25, 30, 45 de minute, jumătate de oră. Ia Spooky, toarnă și tu. Așa, puțin și de pe partea aceasta. Uite că deja ai schimbat. Toarnă. Băi, cât de tare! Ce tare! Se face ușor... Și cu cât, asta cu pentru că în prezența unui acid? În prezența unui acid, își schimbă culoarea. Păi, asta povestem și cu frunzele. Vezi că frunzele pățesc aceeași chestie. Au o substanță care reacționează la acid sau la baze. Când avem predominant baze, sunt verzi. Când devin acide, devin roșii, Tom. Wow! Stai că a dormit puberul. Hai, tată. Da, și poți face, astea sunt chiar comestibile. Este acelea de 0,0,0,0,0,0,1% când putem să mâncăm experimentele. No! Domn Savant din bucătărie, Vlăduț, a zis că putem să folosim și la mese gourmet, să ne distrăm așa cu culorile, pentru că dacă bagi puțin bicarbonat de sodiu și ai văzut cum se întâmplă și când pui puțin acid deasupra, poți dai puțin de lămâie sau whatever, orice altceva, se colorează în roz roșu și cu cât îi lași mai mult, n-avem noi timp acum să stăm. Exact, de se fac roșii. Un super experiment, chimie în bucătărie, de la asta am pornit și Savantul Vlăduț a intrat în jocul profesorilor trăzniți. E foarte tare. Îi găsiți pe YouTube un canal spectaculos pentru cei mari, dar și pentru cei mici, invers, pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Îi găsiți și pe TikTok de ceva vreme, pe Instagram, pe Facebook, profesorii trăzniți. Așteptăm vremurile când vor avea mai multe interacțiune cu voi în sala de clasă sau la petrecerile la care sunt invitați. Vă mulțumim tare mult, punem mâna la inimă și spunem toți știință! Danny.